Hei, salutare, sunt Mihai, știți bine, lucrez la magazinul conexionarului și în episodul trecut am terminat de montat o mare parte din furtunurile motorului. Vom continua acum cu numărul 17 și vom termina odată cu numărul 22. Teoretic, acesta ar fi montajul ultim al motorului. Ne-au mai rămas niște piese, precum cele două racorduri cu furtunurile de 100 și de 80 și sper că totul va fi în regulă, deși spuneam că furtunurile noastre sunt cele mai greu de montat. Să știți că nu e așa, pentru că vom vedea în acest episod, de fapt, ce numere complexe mai urmează. Așa că haideți să trecem la montajul numărului 17. Bun. Haideți să începem și cu numărul 17, care că înține doar 3 piese micuțe, dar în momentul de față vom continua cu racorduri. Începem cu racordul 3. Este cel cu furtunurile lungi și are o tijă în plus. Acesta se va adăuga aici. Va fi foarte interesant să adăugăm încă un furtun pe piesa aia. Cum stă motorul în direcția către noi, acesta este A, B și C și știm foarte bine că A este piesa asta. Voi duce acest furtun jos, îl voi prinde aici, adică îl prind de aici și îl voi așeza în partea A. După care voi lua racordul B. Și voi continua cu racordul C din partea aceasta. Ok, am montat cele 3 furtunuri și urmează ultima parte, piesa 4, care se adaugă aici sus, într-o anumită ordine. Nu putem să-l adăugăm chiar cum vrem noi și acesta ar veni aproximativ așa. Îl ajutăm cu penseta. Bun, toate racordurile au coborât. Din nou, avem C, D, D, E și F. D-ul îl voi trage pe sub toate cablurile acestea, în direcția aceasta. Haideți să-l întorc în lateral să se vadă. Și îl voi adăuga pe poziție. După care voi lua penultimul acord, îl voi adăuga și pe acesta pe poziție. Așa, și ultima piesă vine în capăt. Bun, cred că partea cea mai grea din montajul motorului s-a cam terminat. Voi încerca să
reglez cumva furtunurile astea încât să nu stea chiar așa urât. Și trecem mai departe. Avem piesele astea 3. Desfacem piesa aceasta. Și piciorul. Piciorul acesta va trebui introdus în gaura asta de aici. Și atenție, pentru că este firav, dar se și mișcă. Bun. Această piesă va trebui instalată în interior. Haideți să vedem. Avem... L-am instalat eu bine oare? Da. Avem un pin de ghidaj în direcția aceasta. Deci nici din greșeală nu îl putem pune altfel. Așa. Va trebui apăsat puțin. Să intre în poziție și acum tija aceasta trebuie să apăsăm în jos. Haideți să trecem furtunul de alimentare cum trebuie pe lângă. Și această tijă se va cupla în tija aceasta de aici de jos. Ok? Apăsăm foarte puțin ca să fie în poziție. Deci din nou, piesa aceasta se adaugă aici și jos va trebui să cuplăm tija aici. Încerc să-mi dau seama cu piesa asta mică ce facem, pentru că nu ne spune aproape nimic. Am mutat acordurile. Piesa 2, cotul valvei. Din câte văd, acest cot ar trebui și el introdus aici sus. Dar acesta nu a făcut parte din informații. Încerc eu să-mi dau seama. Da. Deci cotul acesta al valvei se introduce aici sus. Haideți să vă arăt. Aici este cotul acesta și trebuie orientat în spre delcou. Ok? Cam acesta a fost numărul 17 și vom trece la numărul 18, care sper să fie ceva mai ușor. Haideți să vedem. Numărul 18 conține foarte multe piese. Haideți să vedem. Avem unul lung, avem unul și mai lung, avem unul gros, avem un furtun foarte mic și mai avem încă alte piese. Haideți să scoatem în primul rând piesa aceasta albastră și piesa galbenă. Piesele astea două se montează împreună. Nu prea avem cum să greșim, pentru că poziția de montaj este una singură. Și vom lua, cred că, un furtun negru lung, care este numărul 7, țeava de ulei,
și 4 este tub de conectare pentru maneta de deschidere a supapei. Bun, am montat filtrul de ulei, am montat carcasa și montăm conducta de ulei. Acesta este furtunul acesta mare și negru. Și cu acesta orientat în direcția aceasta, vom monta furtunul acesta aici. Perfect. Și avem acest racord. Acest racord va trebui introdus cu acest ștuț de aici către furtun. Teoretic în direcția aceasta. Se recuperează tubul mic negru de la numărul anterior. Acesta se montează așa. Ok, sper că se vede. Și acesta se montează pe partea aceasta. Și avem două furtunuri. Cele albe. Trebuie să-mi dau seama dacă acesta... Așa. Ok, așa e ideea. Bun. Furtunul gri se montează și pe partea cealaltă. Ok? Așa este montajul. Avem o gaură aici jos. Bun. Am spus că alături de cele două conducte albe se va adăuga și racordul conductei de benzină. Cercul arată grefa din tubul scurt și cel scurt va veni aici. Haideți să vedem. Avem acesta și acesta. Le punem una lângă alta. Și cel scurt vine montat aici. Cel lung va veni montat aici. Ok. Și avem furtunul acesta scurt, negru, care se va monta în piciorușul acesta. Sau încerc să-l montez în piciorușul acesta. Că nu merge, aplicăm metoda cunoscută de noi a lărgirii furtunului. Bun, deci furtunul lung în partea stângă, furtunul scurt în dreapta și mare parte acesta a fost montajul acestui număr. Vom trece acum la numărul 19, care din nou se promite a fi un montaj mai lung. Acum avem aici piese. Bun, avem piesele astea mari,
le punem deoparte, luăm la noi motorul nostru și avem acest filtru de ulei. Acesta se va monta pe acest pin de aici și în gaura aceasta. Ok? Haideți să vedem ce reușim să facem. Încercăm cumva să nu deranjăm prea multe furtunuri pe aici. Ok, acesta s-a montat și va trebui să montăm o țeavă în baza distribuitorului. Cablul acesta negru trebuie trecut pe sub toate furtunurile noastre. Mie mi s-a și desprins unul. Ok. Bun. Deci furtunul acesta negru vine aici jos și se introduce în această tijă. Și cum am spus mie, ba nu, nu mi s-a desprins niciun furtun. Acesta este furtunul care vine de jos și nu am idee unde merge. Bun. Cum vin părțile grele? Chiar cele mai grele, pot să zic. Am montat acel furtun, după care montăm furtunul care vine de la sistemul de răcire la sistemul de distribuție a benzinei pe montajul vertical plasat pe tubul gri montat deasupra bazei. Bun, ok, dar nu știu care este acel furtun. Probabil acela care la mine era în aer. Adică acesta de aici. Îl ridicăm. Știți că a rămas un furtun de pe un racord. Eu l-aș băga pe ăla aici sus. Așa. Și ar trebui să luăm acest furtun mic negru, nu știu dacă se vede, și să-l introducem off pe racordul 3 despre care vorbeam că îmi va fi greu de introdus și la acolo. Bun, avem și acesta și în continuare avem cablele astea două în aer. Și mai avem încă două aici, două tije libere. În fine, avem piesele astea. Nu știu dacă se văd, așa. Și sunt marcate L și R. Acesta este L și acesta este R. Ori îl rupem așa, acesta fiind R, ori folosim un cutter ca să-l desprindem, dar cu o mică sucire se desprinde foarte corect. Și acesta este L. Respectând direcția, va trebui să... Haideți să vedem. Să torc acest motor și vom introduce acele piese pe această tijă, din câte am înțeles. Da, acesta este L. Ea va veni pe tija aceasta. Cu pinul acesta orientat în sus.
în jos. Ok. Acesta vine aici, iar acesta va veni pe cealaltă tijă. Am vrut să montez copinul în sus, ceea ce nu e un lucru bun. Îl întorc și copinul trebuie orientat în jos. Ok. După care luăm acest triunghi. Și sistemul de răcire. Acesta este sistemul nostru de răcire și acesta este triunghiul. Acest triunghi se va adăuga în zona aceasta. Se observă aici găurile. Bun, apăsăm ca să intre până în capăt. Acesta a fost numărul a 19 deja. Am avansat. Luăm numărul 20, care conține din nou furtunuri și coturi. Și alte piese micuțe. Haideți să vedem ce ne spune montajul numărului 20 și cu ce începem. Avem mai multe piese. Avem filtrul de ungere. Acesta negru. Avem cutiuța receptorul de ungere. Avem un racord L. Și avem așa numită țeavă. Motorul îl ping puțin de aici pentru că nu avem nevoie de el. Racordul de ungere se va așeza pe piesa montată anterior, așa. Pe filtrul acesta, pe receptorul acesta de ungere, vom monta racordul care va fi orientat așa. Haideți să-l introduc open setă să fie sigur că i-am plasat la locul lui. Ok, deci aici este capăcelul și racordul vine așa. Și vom monta și acest furtun pe racordul nostru. După care întoarcem piesa aceasta așa și avem acest racord. Bun. Acest racord se va monta în direcția aceasta. Pe pinii aceștia doi. Ok, cred că am reușit să-l montez, dar mai apăs o dată pe el să fie sigur. Bun, cam acesta a fost numărul 20. Și vom merge acum la numărul 21, care conține din nou furtunuri. Și nici alte racorduri. Ok, haideți să vedem 21. Să le scoatem. Avem... racordul acesta este de plastic. Ceea ce cred că este un lucru bun. Avem conducta filtrului separator. Este acesta lung, este numărul 1. Nu, este scurt separatorul. Aparator este acesta. 3 și 4 sunt piesele astea. 5 este tija aceasta mică și 6 este partea aceasta lungă. Trebuie să unim filtrul separator cu baza, printr-o simplă apăsare. Bun. Vom lua
piesa aceasta noastră și vom racorda filtrul separator pe furtunul montat anterior. Ok. Furtunul de retur al apei, cel mai lung, acesta, se va racorda aici. Voi folosi o pensetă pentru că nu-mi încape degetul. Ok. Și mutăm furtunele astea și vom lua motorul în construcție. Vom ridica tigele acestea în sus și teoretic va trebui să prindem cumva piesa aceasta, așa ar fi, și stați să-mi dau seama cum ar veni totuși. Haideți să ridic motorul complet. Ok. Acest capac ar trebui să vină așa. Ok, mi-am dat seama. Avem 4 pini. Cei 4 pini trebuie să vină în găurile de aici. Ok, deci nu e o chestie grea. Bun. După care, tijele astea micuțe trebuia scos temporar flanșa aceasta. Noi va se rezolva cu o pensetă. Bun. Și va trebui să coborăm aceste pârghii să intre în gaura aceea. Și așa, ok? Deci sistemul de pârghii, piesa aceasta intră aici și acesta aici. Bun. Niște țevi de adăugat. Și încerc să-mi dau seama ce unde ar veni după poză. Am o țeavă și vine de aici, acesta. Acesta trebuie să treacă pe aici. Ok. Haideți să vedem. Încerc să-l țin sau să-l prind. Așa. Acesta vine pe aici. Merge roata. Ok, am înțeles unde vine. Trece pe sub toate aceste conducte. Așa. Și va fi mufat la racordul acesta cromat. Bun, încerc să vă arăt cumva. Deci furtunul acesta vine pe aici, pe sus, trece pe sub această tijă și vine la racordul acesta
romat de acolo. Bun. Nu ne mai rămâne altceva decât să reinstalăm flanșa pompei. De asta trebuia noi să o dăm jos. Ok. Și reinstalăm flanșa pompei. Desigur, nu am să o apăs foarte tare pentru că probabil va trebui să o dau jos din nou. Ok. Haideți să trecem la numărul 22. Și mă mir că iar am rămas cu piese pe din afară, ceea ce e un lucru destul de enervant din punctul de vedere. Haideți să trecem la numărul 22. Avem un nou tip de șuruburi și anume șuruburile N. Avem, haideți să mutăm tot, avem cutia aceasta mare, avem două piese micuțe, avem șuruburile N și avem piesa aceasta mare de metal. De fapt, ar trebui să fie metal, dar nu este, din păcate. Bun. Montajul este relativ simplu. Cu un cutter scurtăm țeava care vine de aproximativ 25 de mm din filtrul de ulei. Deci avem țeava aceasta lungă. Trebuie să o scurtăm, teoretic. Hai să băgăm penseta după ea. Și aproximativ 25 de mm ar trebui să scurtăm din această țeavă. 25 de mm înseamnă cam atâta. Și adăugăm conducta cu căpăcelul din numărul trecut. Acesta vine undeva aici. Ok. Acesta va trebui montat jos pe separatorul de ulei separat. Da. Haideți să îl apăsăm pe acesta înapoi așa corect cum trebuie. Și conducta aceasta vine aici, pe separator. Acum nu știu, probabil ar fi fost mai ok să-l trec pe sub, cum l-am trecut și pe celălalt. Acesta doar ca să nu fie așa bătător la ochi pentru mine. Așa. Bun. După care va trebui să luăm furtunul cel mai scurt din cele primite din numărul 21. Opa. Nu știu ce să zic. E da, acesta a fost primit în numărul 21. Și trebuie să îl montăm la racordul liber al separatorului și la racordul din spate a flanșei. Ok. Acesta trebuie să urce atunci. Ok. Deci acesta este furtunul. Ok. Bun. Am găsit. Deci separatorul de ulei atârnă în aer, vine prin spatele delcoului, de preferat evitând toate furtunurile. Îl ducem aici jos
și îl conectăm în spatele acesta. Aici se conectează. Ok? Bun. Deci vine pe aici, prin spate. Și așa. După care întoarcem tot acest ansamblu, luăm acest acord, luăm și o pensetă și va trebui să instalăm o parte aici și o parte dincolo. Așa. Să salvăm acest furtun montat așa. După care, în mare parte, întâlneam motorul, avem această piesă, luăm piesa aceasta aurie, o montăm aici, după care luăm piesa aceasta mică, îi montăm capacul rezervorului de ulei. Deci, să vedem, este o piesă de, deci nu prea avem cum să-l greșim. Montăm așa și acesta se va monta în acest soclu. După ce am montat toate aceste piese, cred că vom întoarce machetuța noastră și vom pune acest soclu pe machetă. Da, și încerc să-mi dau seama cum. Teoretic se prinde cu 3 șuruburi și așa acesta vine montat în zona aceasta. Haideți să vedem. Se prinde cu 3 șuruburi sunt niște pini care trebuie să intre în locașul, altfel nu se poate instala cum trebuie. Folosim aceste 3 șuruburi ca să finalizăm montajul. În mare parte am terminat montajul motorului, ne-au rămas strict aceste 2 furtunuri în plus, dar le vom rezolva și pe acestea curând. Ne vom vedea curând la următorul pachet. Vă salut!